Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre racul de râu. Racul de râu aparține crustaceelor din clasa Malacostraca, din ordinul Decapoda, care înseamnă 10 picioare. Corpul este împărțit în cefalotorace și abdomen, fiind acoperite de o crustă calcaroasă. Poartă denumirea științifică Astacus astacus. Mai sunt cunoscuți cu denumiri ca raci europeni, raci nobili sau raci cu degete largi, fiind cea mai comună specie de raci din Europa și o sursă tradițională de hrană. Prima pereche de picioare sunt considerați clești puternici, celelalte perechi servesc la deplasare. Ca și alte specii de raci, racul de râu este limitat la apă dulce, trăind doar în cursuri, râuri și lacuri nepoluate. Se găsește în Franța, în întreaga Europa Centrală, până în peninsula Balcanică și în nord, până la insulele Britanice, Scandinavia și Finlanda, precum și Europa de Est. Masculii pot crește până la 16 cm lungime, iar femelele doar până la 12 cm. Racul de râu este un animal acvatic ce respiră cu ajutorul branhiilor situate la baza picioarelor, aflate de o parte și de alta a toracelui. Este o specie activă, mai ales noaptea. Specia este sensibilă la calitatea apei, prezența lui în habitat indică o apă sănătoasă în acea zonă. În perioada de năpârlire, vulnerabilitatea lor crește, corpul lor fiind moale. Corpul este acoperit de o crustă alcătuită din chitină și calcar. Prezența acestei cruste a dat denumirea de crustacee. După năpârlire, crusta nouă se formează pe seama rezervei de calcar din stomac, care întărește pielea. De asemenea, pielea conține doi pigmenți, albastru, care se distruge prin fierbere, și roșu. Corpul este alcătuit din două părți, cefalotorace și abdomen. Pe cefalotorace există două perechi de antene formate din articole, una mai scurtă și bifurcată, a doua fiind mai lungă. De asemenea, au doi ochi compuși din mai mulți ochi simpli așezați în vârful unor peduncul cărnoși. Acest lucru ajută racul să vadă bine în toate părțile. Gura este așezată ventral și este prevăzută cu fălci tăioase. Are 5 perechi de picioare, inegale, articulate, așezate ventral. Abdomenul, mai subțire decât cefalotoracele, este format din 7 segmente prevăzute cu mușchi puternici. În apă, racul înoată, îndoind abdomenul și lovind apa cu înătătoarea codală. Apa este împinsă cu putere înainte, iar corpul se deplasează înapoi. Pe fundul apei, racul merge cu ajutorul ultimelor 4 perechi de picioare. Racul de râu devine matur sexual după 3 până la 4 ani și se reproduc în lunile octombrie și noiembrie. Ouăle fertilizate sunt purtate de femelă, atașate de pleopodele ei, până în luna următoare, când eclozează și se dispersează. În luna mai, ies răcușorii. Ei rămân fixați pe abdomenul mamei aproximativ 10 zile. După 4-5 ani, devin adulți. Principalii prădători ai racului de râu, atât ca pui cât și ca adulți, sunt nurcile, anghilele, bibanul, știuca, vidrele și șobolanii. Racul de râu se hrănește cu animale mici, cu resturi de plante și cu animale moarte, curățând apa. Le apucă cu cleștii, le taie și le duce la gură. Este un animal omnivor. Antenele îi ajută la pipăit și mirosit. Branhiile sunt bogat vascularizate și sunt prinse la baza picioarelor. Inima are o formă pentagonală și sângele este de culoare albastră. Racul de râu a fost odată abundent în Europa, deși era costisitor de cumpărat, dar astăzi este considerat a fi cea mai comestibilă specie de raci. Consumul racului de râu datează din Evul Mediu, când era popular în rândul nobilimii suedeze, răspândindu-se în toate clasele sociale până în secolul al XVIII-lea. Consumul de raci este o parte importantă a culturii nordice tradiționale, o sărbătoare care marchează sfârșitul verii. La noi în țară se găsește în râuri, lacuri sau în delta Dunării. Este o specie în continuă scădere numerică datorită sensibilității la calitatea apei. Un rac de apă poate cântări maxim aproximativ 270 de grame. A fost descris prima dată de Linnaeus în anul 1758. Corpul are culoare asemănătoare mediului de viață, verde cafenie sau brună albăstrie. Sunt animale solitare și destul de agresive. Racii de râu trăiesc între 15 și 20 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!